Salutare, salutare, dragilor! Astăzi vom face detergent de cocos. Am aici săpunul de cocos pe care l-am făcut acum 2 luni, cred. Iar acum o să facem detergent praf și detergent lichid. O să vă arăt amândouă variantele de detergent. Eu îl folosesc doar ca și detergent praf, dar dacă doriți o să vă arăt cum se face și detergentul lichid. Mai întâi trebuie să dăm tot săpunul prin răzătoarea mică, vă rog, ca să obținem așa un fel de praf. Stați să vă arăt. Uitați ce mic iasă. Este ca și detergentul praf. Îl mai fărămițăm așa între degete și o să obținem detergentul praf. O să dau tot săpunul prin răzătoare și revenim. Dragilor, am dat prin răzătoare săpunul de rufe. Uitați cum arată. Dacă voi vreți să-l aveți mai mărunt, mai praf, așa, ca să zicem, îl amestecați așa în continuu. Și o să vedeți că o să devină, stați să vă arăt, tot mai fin. Bun, eu am aici un kilogram de praf de săpun, iar aici am 100 de grame de rămășițele de la săpun, capetele, ca să spun așa, cum am dat prin răzătoare săpunul. Iar acum ce facem cu acest săpun? Deci aici am un kilogram de praf de săpun de cocos și untură. Acum vom adăuga un kilogram de bicarbonat de sodiu și un kilogram de percarbonat de sodiu. Nu este același lucru, dragilor. Percarbonatul e una și bicarbonatul e alta. Acum amestecăm foarte, foarte bine aceste trei ingrediente. După cum știți, săpunul natural cu untură are o putere foarte mare de curățare. Mi-aduc aminte de săpunul bunicii. Spală foarte bine, iar săpunul de cocos este un spumant foarte bun. Așadar, aceste două combinații de untură și cocos, prin aceste combinații obținem un săpun de rufe excelent, cu o putere maximă de curățare. Vreau să vă spun, dragilor, că acest detergent spală buf, foarte, foarte bine. Eu îl folosesc pentru rufele albe și rufele colorate, dar spăl rufele la temperatura de 60 de grade. La temperaturi mai mari de 50 de grade se activă percarbonatul de sodiu. Vreau să vă spun că acest detergent curăță foarte bine rufele. După cum vedeți, este un detergent 100% natural. Nu folosim niciun ingredient chimic, nimic. Și vreau să vă spun că spală hainele mai bine ca orice detergent din comerț. Ca cel mai scump detergent din comerț. Nu știu cât costă un detergent, pentru că eu de ani buni, nu, de foarte mulți ani, nu cumpăr detergent din comerț și nici nu o să cumpăr vreodată. Mai ales că cea mică s-a născut cu pielea topică, așa că... Și îmi spunea pediatra Nadia, ce ai făcut că cea mică nu mai are pielea topică, are pielea perfect normală. Păi ce să fac? O spăl cu gel de duș natural? O să vă fac și gelul de duș cu ovăz. Este cel mai bun pentru copii. De asemenea, detergenți naturali, toate acestea combinate duc la o piele mai hidratată. Dragilor, vă spun, cea mică nu mai are pielea topică de foarte mult timp. S-a născut așa, săraca, spatele era, vă spun, ca o răzătoare, așa, Doamne, ca o sârmă, nu ca o răzătoare, ca o sârmă. Dar încet, încet, cu ingrediente naturale, cu creme naturale. Acum, dacă veni vorba, eu o dădeam și cu crema aceea. O aveți pe YouTube, crema aceea doar cu cocos și karité. E o cremă foarte bună pentru copii. Îndeoseb pentru copiii care au pielea topică. Bun, dragilor, acum eu
O să pun aici și puțin parfumant ca să miroase acest detergent un pic mai bine. Miroase foarte bine a cocos, dar eu vreau să miroase și mai bine. Și vreau să vă spun că trebuie să probați acest detergent pentru că spală. N-o să mai cumpărați din magazine detergenți. Vă garantez acest lucru, dragilor. Și este 100% natural. După cum știți, bicarbonatul reglează pH-ul apei, înmoaie țesăturile, așa că cu acest detergent nu aveți nevoie de niciun balsam pentru haine. Bun, haideți să pun și puțin parfumant. Dragilor, am aici două parfumante de iasomie și cocos. Se combină aceste două foarte, foarte bine. Așa că o să pun puțin și o să amestec totul foarte bine. Rufele o să miroase super. Așa. Să vedem dacă pot să-l deschid și pe acesta. Boah, ce bine miros. Așa. Iar acum o să amestec totul foarte bine. Și am aici un detergent 100% natural, parfumat. Boah, ce bine miroase! Dragilor, acest detergent mă ține cam vreo 6 luni de zile. După vreo 4-5 luni îmi fac altul, pentru că știți că săpunul de rufe trebuie să stea cel puțin o lună de zile la uscat și după aceea trebuie să-l folosim. Bun. Ah, ce bine miroase! Super! Deci, detergentul pudră este gata, dragilor. Acesta este detergentul meu de cocos pudră, iar acum o să-l pun într-o cutiuță. Și o să trecem la detergentul lichid, pentru că vă spuneam că o să fac și detergent lichid și solid. Eu vreau să vă spun că din săpunurile cu untură fac doar detergent praf, așa. Pentru că, sau detergent lichid, dar în foarte puțină cantitate, doar așa cum îmi rămân capetele săpunurilor după ce răzuiesc. De ce? Pentru că în timp s-ar putea ca săpunul lichid să-și modifice compoziția și, mă rog, își schimbă așa, cum vă spuneam, textura săpunului și nu prea îmi place mie, așa că prefer să fac așa detergent praf. Ați văzut, eu detergent lichid când fac 15 litri, 20 de litri, folosesc săpunul de rufe natural, cel cumpărat, pentru că acesta nu își modifică structura, textura. Bun, acum haideți să facem... ce bine miroase, stau aici și tot amestec detergentul. Super, dragilor! Am obținut 3 kg de detergent. Am avut un kg de detergent de... un kg de săpun, un kg de bicarbonat și un kg de percarbonat. Bun, până pun eu săpunul acesta de aici într-o cutie, o să facem cu aceste capete săpun lichid. Și o să pun un litru de apă la foc și când fierbe o să adaug săpunul. Apa începe să fiarbă, iar acum vom adăuga bucățile de săpun rămase. Așa. Lăsăm săpunul să se topească, amestecăm din când în când și după aceea oprim focul. Dragilor, săpunul s-a topit, am oprit focul, iar acum vom adăuga, uitați, o lingură cu vârf de bicarbonat și amestecăm totul. Iar acum o să lăsăm detergentul lichid să se răcească și o să-l punem într-o sticlă. Dragilor, am aici detergentul, încă este puțin călduț, uitați ce gelatinos este. Până mâine se mai îngroașă puțin. Și am aici o sticlă goală, o să pun detergentul aici.
Așa. Atât. Bun, dragilor, și aici am detergentul lichid de cocos. Cum vă spuneam, până mâine se mai întărește un pic. Uitați ce spumă face. Spală foarte, foarte bine rufele albe și colorate, după cum vă spuneam. Haideți să vă arăt. Aici am și detergentul praf. L-am pus într-o cutiuță, uitați. Bun, dragilor, eu am detergent pe 6 luni. Așa că acum vă las pe voi să faceți și voi acest detergent. O să vedeți că nu o să vă pară rău. Spală foarte bine, cum vă spuneam, este 100% natural. Miroase foarte bine. Acum că vorbim de miros, haideți să... Deși miroase foarte bine, o să mai pun puțin parfumant aici în detergentul lichid. Mie îmi place așa detergenții să miroase frumos. Am aici de cocos. Așa. Ok, și puțin de iasomie. Doar puțin, că este așa. Ok, acum o să amestec foarte bine. Oh, ce bine miros. Așa. Super! Bun, dragilor, sper să faceți acest detergent. V-am pupălit, ne auzim la următorul tutorial. Ciao, ciao, ciao!